persoane fără vedere cu baston care au permis de conducere eliberate după încadrarea în grade de handicap au fost descoperite în urma unor verificări a dosarelor de handicap. În aceste condiții, urmările vor fi de natură penală. Adrian Bidilici, directorul DGASPC Mehedinți, continuă acțiunea de evaluare a persoanelor încadrate în grad de handicap. În urma unei adrese făcute de poliția rutieră au fost descoperite 10 persoane încadrate în grad de handicap grav de vedere care dețin permis de conducere. Continuăm acțiunea de evaluare a persoanelor încadrate în grad de handicap. Cu surprindere sau nu, am descoperit în urma unei adrese pe care am făcut-o la poliția rutieră că avem 10 persoane încadrate în grad de handicap vizual grav, unele dintre ele chiar cu asistent personal, dar care cu toate astea beneficiază de permis de conducere. Încă o dovadă de bătaie de joc pe banii statului, drept pentru care am decis ca astăzi să suspend plata persoanelor pentru aceste persoane cu handicap. Am solicitat serviciului specializat din cadrul DGASPC și Comisiei de Evaluare în grad de handicap o reevaluare a acestor persoane, urmând să verificăm cum s-a putut ajunge la această situație. Această situație este gravă. În urma evaluării care va urma în cazul în care se va constata că sunt fapte de natură penală, vor urma demersurile către parchet pentru anchetă. În urma reevaluării pe care o vom face, în cazul în care se va constata că sunt eventual și aspecte de natură penală, vreau să atrag atenția că nu voi avea niciun fel de ezitare să fac adresă și către parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți, să verifice cum niște medici au putut să dea niște acte medicale care să arate că respectivele persoane, repet, sunt încadrate în grad, cum vă spuneam, grav cu asistent personal. Pe românește fie spus, oamenii ăștia, ca să înțelegeți, sunt orbi și folosesc bastonul. Așa ar trebui să se întâmple pentru grav cu asistent personal, dar cu toate astea beneficiază de permis de conducere. Așadar, probabil va urma și o cercetare a parchetului. Vom verifica și va verifica parchetul cum s-a putut ca medicii, repet, să emită astfel de documente medicale, cum s-a putut ca onor comisia să stabilească faptul că acești oameni sunt încadrați în grad grav cu asistent personal și după aceea toate urmările care se pot produce, inclusiv ca acești beneficiari să dea toți banii înapoi. O persoană cu grad de handicap grav, în special de vedere, nu are dreptul să dețină permis de conducere. Aceștia vor pierde indemnizațiile de handicap, iar persoanele care au permis aceste fapte vor răspunde în fața legii.